În cursul zilei de sâmbătă 1 aprilie, între orele 16-18, polițiștii biroului rutier Râmnicu Vâlcea și serviciului rutier Vâlcea au desfășurat o nouă acțiune pe DN7 și DN67, care a avut ca obiectiv combaterea încălcării regimului legal de viteză și a consumului de alcool sau a altor substanțe la volan, precum și a celorlalte încălcări ale normelor rutiere. În acțiunea desfășurată de tip blitz au fost angrenați 10 polițiști rutieri din cadrul serviciului rutier și biroul rutier Râmnicu Vâlcea, care au acționat cu aparatele radar și noile autospeciale BMW din dotare. În cele 2 ore, polițiștii au verificat 50 de autovehicule, au legitimat 52 de persoane, au efectuat 13 testări de alcool și au constatat mai multe abateri a regimului rutier, în urma căruia au aplicat 46 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 18.300 de lei. 39 de autovehicule au fost înregistrate de aparatele radar rulând cu viteze peste limita legală stabilită pe sectorul de drum tranzitat, fiind reținute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice. 7 permise de conducere numai pentru nerespectarea regimului legal de viteză.